A durat câteva secunde ca un spital să fie închis și câțiva ani ca să fie redeschis. Este situația spitalului din Săcele, proaspăt modernizat, care în urmă cu 6 ani a fost închis în urma unui ordin de ministru. În consecință, medicii și asistentele nu au avut de ales, au încuiat ușile și au plecat. De atunci, clădirea s-a deteriorat continuu, ba chiar a devenit casa vulpilor. Acum, după noi investiții, spitalul poate să primească din nou pacienți. Au trecut 6 ani de când spitalul din Săcele a fost închis printr-o semnătură de la București, deși abia fusese renovat. Toată investiția s-a dus atunci pe apa zâmbetei. Am găsit un spital în Paragină, un spital unde și-au făcut și vulpile cuib la un moment dat. S-a muncit din greu, inclusiv la partea de igienizare. Renovarea spitalului a durat un an și a costat 70 de milioane de lei, bani de la bugetul local. La redeschiderea spitalului a fost prezent și ministrul sănătății. Acesta a ținut să verifice fiecare secție în parte. La spitalul din Săcele vor fi îngrijiți bolnavii cronici și cei care au nevoie de atenție continuă, cum ar fi pacienții care tocmai au suferit o intervenție chirurgicală. În primul și în primul rând va rezolva problemele de zi cu zi ale comunității. Și mergând mai departe, orice pacient care va beneficia de îngrijire aici în spitalizare de zi, va degreva spitalul județean de spitalizări continue. Deocamdată spitalizare de zi și ambulatoriu. Noi mergem pe programul de sănătate actual, în care se merge pe o medicină rapidă. În prima fază, la Spitalul Municipal Săcele vor lucra 8 medici, 6 asistente, 4 îngrijitoare și tot atâtea infirmiere. Este o oportunitate, este un loc nou, proaspăt renovat, ceea ce nouă ne place mult, spațiile curate și bine dotate, și plus era nevoie de noi să prestăm și în această zonă. Potențialul de a aduce într-o zonă defavorizată servicii corecte medicale care să răspundă unor nevoi reale, care nu sunt atât de ușor de împlinit fără o bază reală. Spitalul nu are secție de urgențe, dar are secții de interne, cardiologie, chirurgie generală, obstetrică, ginecologie și pediatrie. Pe viitor, aici vor apărea noi secții de boli cronice și recuperare. Spitalul va deservi peste 50.000 de locuitori din Săcele și comunele învecinate. În primele luni, salariile angajaților vor fi plătite de Consiliul Local, dar pe viitor banii vor veni de la Ministerul Sănătății.